Începem și împachetăm, adunăm lucrurile, toate, ca să eliberăm aici. Cred că asta e ultima filmare care o fac, să vedeți că casa rămâne. Trebuie să o eliberăm. Era să fim înșelați, păcăliți. Nu suntem triști pentru munca ce am depus-o, doar dezamăgiți de oamenii în care am avut un pic de încredere, oarecum. Păreau oameni de treabă, dar se pare că, după vorbele care circulă pe aici, ar fi vrut să ne înșele cu vânzarea asta. Aici sunt două poziții de casă și cei care vor să ne vândă casa au acte doar pe ruina de acolo. Și aia ar fi vrut să ne-o vândă, dar nici aia cu acte în regulă. Asta o spun numai pentru cei care mai vor să cumpere casă, să aibă grijă la acte. Noi ne-am crezut un pic în ei, dar măcar că Biblia scrie că blestemat să fie omul care se încrede în om. Așa o să lăsăm noi în urmă. În mare parte deja ne-am adunat lucrurile. Astăzi suntem în data de 30 august. Și probabil pe data de 4-5 o eliberăm. Am adunat în mare parte, o să scoatem și mobila de aici. Și ne luăm toate lucrușoarele. Am cumpărat niște containere ca să fie bine depozitate lucrurile noastre. Și ne-am adunat toate lucrurile ca să eliberăm aici și probabil va fi pentru mult timp casa părăsită și probabil că va rămâne în paragină. Ce să zicem? Noi am încercat, ne-a plăcut foarte mult, dar dacă oamenii nu vor să mai facă niște acte și ce au, nu sunt în regulă cu ele, asta aflând când am fost la notar. Noi rămânem în continuare bazați pe Dumnezeu și, cum spune românul, ce al meu e pus deoparte. Deci mă încred în Domnul și ce al nostru se va ivi. Și credem că cât de curând. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și cred că nu o să mai fac nicio postare cu această tranzacție eșuată, ca să pot să spun așa. O zi bună vă doresc!